Uh, așa, vă zic de Barbie. Uh, mi-a mi plăcut! Chiar mi-a plăcut! Foarte refreshing în uh, marea de blockbustere și uh, filme din ultimii 10 ani. Ceva extrem de, extrem de fresh. Chiar mi-a spus plăcut! Și fresh în sensul de Florentina Floreasca Cu 15 gifted! Mulțumesc! Dați-i șervețele Florentinei, mulțumesc, mulțumesc, îmi place că are abonament Florentina și l-am mulțumesc, 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 mulțumesc Să rămână Florentina Despre ce a fost filmul, că eu n-am putut să merg uh, Filmul Barbie a fost despre Barbie, prieten drag, știu că o să te șocheze A fost foarte fresh uh, în legătură cu, uh, cum să zic script writing-ul, care, nu ne, -a, ok, nu neapărat script writing-ul, pe cât uh, desfășurarea poveștii, uh, cât de tare nu s-a luat în serios, uh, toate glumele despre corporația Mattel, care, desigur, e, vreau să și despre chestia asta de stadiu de capitalism în care suntem, în care corporațiile se umilesc pe sine însuși în propriile lor filme for profit. Uh, scenografia, nu mai zic, setul ăla, absolut superbisim. Uh, a, ah, nu. No. Și mi s-a părut și un uh, film foarte plăcut de văzut pentru un copil. Adică știi tu așa cu... Adică n-au pierdut chestia asta de a face un film pentru copii chiar dacă a, au o cărcă de glume și de uh, inuendo uri pentru, uh, pentru adulți. Da, puțin din toate, ca orice blockbuster. Să-l piratezi sau e genul de film care merită văzut în cinema? Prieten drag, eu nu pot să încurajez pirateria. Îți recomand să te duci să-l vezi în cinematografe. Da, de Interstellar ce poți să zici? Sub Barbie. Interstellar e sub Barbie, lejer. Zicea, vorbeam cu Sabina că este fix e fix genul de film din anii 2000 foarte stupid de tip Zoolander sau nu mai știu ce părturi de astea mai erau la vremea aia. Simt oare un substrat de hate pentru Nolan? Nu, că nu. Nu, mi-a plăcut Interstellar ce e. Uh, poate e cineva care n-a văzut setul, vi-l arăt. Măi, au construit o setul ăsta în studio, este absolut superb. Este absolut superbisim. Da, ah, mi-a plăcut, e drăguț. Este un film foarte relaxat, care nu se ia absolut deloc în serios și care are și multe momente funny. Uh, mi-a plăcut câtă caterincă au făcut de corporația Mattel care produce Barbie. De la... au băgat în film Barbies care au fost retrase sau Kens care au fost retrași, au fost o fel de controverse din astea, gen uh, Barbie Gravida, pe care au băgat-o, de care nu era Barbie, o chema altfel. Uh, de asta o păpușă gravidă pe care au băgat-o și prima au scos-o că it was weird. Și apare asta în film și zic că au scos-o pentru că era weird. Uh, Fruity Ken era like, a, like a Queer Coded Ken, care tot așa l-au scos după o perioadă, că era too queer. Uh, și mă, tot fac încă de, de Mattel. Uh, asta la sediu Mattel e gen strada pe 1984, adică asta zic că e gen... E foarte funny și foarte rewarding să te uiți la, să te uiți la un film de anvergură asta care, care face atât de multă caterincă de corporații și de capitalism și pe urmă stai și te gândești că gen... They are okay with it, because they're selling. Și mi se pare fantastic și acest stadiu al, al, capitalismului consumerist în care efectiv corporația mamă, probabil listată la bursă, bănuiesc, sau parte din vreun conglomerat care e listat la bursă, mai mult ca sigur, să, să pune pe joc și te lasă, să o calci în picioare, să o scui, să-ți boazi joc de ea, să toate cele, pentru că tu cum cumperi. <laughs> mi se pare mi se pare amazing, ce mi s-a părut absolut penalisim a fost a fost cum în mijlocul în mijlocul filmului s-au chinuit foarte tare să găsească, să, să bage în filmul Barbie uh, a car chase o urmărire cu mașini ca să poată să facă reclamă la Chevrolet so bad, so so bad da na ce să faci <sighs> Da, efectiv poți spune ce vrea ta din cât aduci profit. Da, exact. Păi normal că e actorul din Drive în film. <laughs> și mi-a plăcut și tot arcul lui Ken pe care l-au făcut. Nu vă dau spoilere. Dacă vreți să-l vedeți, ceți vă și vedeți-l. Este un film relaxant pentru toată familia. <coughs> și au, au și referințe din filme de băieței. Nu e doar pentru fetițe acest film, părerea mea. Joacă și Jason Statham? Nu, dar apare John Cena în film. <laughs> apare John Cena ca un alt Ken. Cana de itist, nu prieten drag, este cana de la, de la blondi. Dar da. Am primit primul com pe TikTok cu Seg Strike, let's go. Din cauza mea că am zis de aia cu Andrei Rugan care s-a dus în SUA. Nu, Sina, păi și cum l-ați văzut? Nu există filme de băieței și filme de fetițe? O, oh, ba da, dacă crezi că... Dacă crezi că... Dacă crezi că oamenii când fac filme nu fac fix ca să cater tu some audience... Dar nu e că gen există, că vrem noi să existe. Nu există pentru că așa sunt făcute din fașă. Mă rog. Da, nu există filme de băieței. Fast and Furious există, da. <laughs> <laughs> Justice League uh, Schneider Cut există. da. <laughs> oh, ce vrei să zici că fetele nu se pot uita la filme cu super egoi? <laughs> da, altceva nu știu să vă zic. Uh, mi s-a părut superb. A, uh, uh, uite și asta cu setul. Asta, tot, tot ce înseamnă cinematografie, tot ce înseamnă <coughs> vizual, absolut superb. Mi se pare că e un film care merită să-l vezi doar pe toată partea vizuală. Welcome to Bobby's Dreamhouse. Come on in. This is my breakfast table and my kitchen. We're in the living room right now. Here's a fun little bar and the slide that goes from the bedroom down into the pool. Not super practical, but nothing. <inaudible> is a barbie. cum fuți în casele astea n-au pereți? Păi asta e ideea, nu? Că nici, în, nici în realitate nu au, nu au pereți uh, casele Barbie. Adică asta e mișto, că tocmai când e gen atât de neluat în serios, it's so, e, e, efectiv e ca un film... Cred că toată lumea are un film de când eram, de când eram copii care e foarte comforting și foarte drăguț și îți dă sentimente plăcute. E fix genul ăla de, e fix genul ăla de film. Mă to tu point, dar e gen fix genul ăla de film, că nu se ia absolut deloc în serios și extrem de copilăresc. It's just fun and gorgeous and it's see-through so we can see each other all the Barbies in their own Barbie dream houses wake up in the morning and they can wave at each other. A ai glumit când ai spus că e peste Interstellar? Stai cam trigăgui pe cineva! TikTok-uri mâine! Mâine TikTok-uri de la comunitatea de cinefili! Va! Voce ei ai cu mine zicând că cel mai tare film din lume e Spider-Man! Ăla vechi! Da, doi căcat ăsta de comparația unor filme care nu au nicio legătură unul cu altul, adică... Poți să compari gen, nu știu, uh, whatever, all the space movies, poftim, știi? că adică poți să compari Interstellar cu 2001. Acolo înțeleg că e o comparație care are atât de multe elemente asemănătoare. Dar ideea de a compara Barbie cu Interstellar, ce legăt, gen, cum poți să compari, pe ce te bazezi? În afară de preferință personală, desigur. Și dacă te bazezi doar pe preferința personală, ce rost mai are să mai discutăm despre asta? Că e clar că e doar preferință personală. Da, compara Marvel 1 cu Marvel 2, nu... Gravity bate la curs serialul la bloc. <laughs> comparație Barbie vs. Schindler's List. Compară filmul Barbie cu filmul Minioni. E, uite o comparație pe De făcut. Barbie lejer peste filmul Minioni. Deși primul Minioni e pretty entertaining, ok? Cel puțin la vremea lui a fost, a fost fan. Sopranos bate team building niciodată. Niciodată. Cum pară Bagby cu moartea domnului Lăsărescu. <laughs> nu știu, frate. <laughs> nu știu, frate. moartea domnului Lăsărescu o mașină roz? Nu prea cred. <laughs> da, Barbie cu zi, cu patimile lui Criston. Tot Barbie, sorry. Bun, gata, cred că s-a dus gluma, prieteni dragi. Degeți-vă și vedeți-l dacă vă interesează. Este, repet, un film relaxat. Dacă nu, așteptați să apară pe unde apare. Eu personal aștept Eu personal aștept uh, Eseurile video despre Barbie Abia aștept se eseuri de, la ese de la video um, Barbie is a, is a, feminist manifesto For the, 20, for the 21st century Și toate alea le știți E, e, foarte mult, adică se vorbește foarte mult direct și indirect despre uh, feminism și patriarhat uh, și la un moment dat este un, uh, un întreg discurs de asta uh, zi, despre femei și cum sunt văzute femeile în societate și toate cele care e foarte pus cu mâna pentru unica noi uh, adică care știm că că astea și ni se pare uh, și să ne le zică să vină corporația să ne le zică, ni se pare lame dar uh, mi se pare genant, dar... Uh, da, să zicem că mi se pare gen un film bun pentru copii, pentru că explică în termeni foarte copilaristici inegalitatea dintre femei și bărbați, mă rog, whatever. A, nu, I kinda liked it. Doamne, am văzut, m-am uitat astăzi la D'Angelo Wallace cu Sabina, la seria aia pe care a făcut-o despre, despre serialul The Weekend. adică în mod evident nu m-am uitat la serialul The Weekend. Da, doamne, so bad. Awful, doamne, Dumnezeule mare. Ah, ce mi se, pare, mi se pare că ce a făcut The Weeknd cu serialul ăla este self-reportul secolului. Să-ți dai, să dai în halul la self-report este absolut amazing. Da, cred, înțeleg de ce zici Bușu, că este must-watch serialul, că probabil este must-watch cum e și The Room, must-watch. <sighs> Nu am dus mâinile nici la comentariu, da, e, 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 e cu Shivax, cu, oh, fuck, no, no, ah, fuck, nu, nu, ah. ai Ah, că ce er da, cum e un rișu, da, 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 zice în ăla de la D'Angelo, da, că au avut, uh, au avut regizoare femeie și, pe urmă, dat-o afară la jumate serialului și au, au luat, uh, au luat pe ăla, pe domnul ăla. E un serial în care de weekend se crede prea hot pentru propriul său bine, da, efectiv. Ah ce s-a întâmplat de așa nașpa, du-te frățioare și uită-te. Nu mă pune să recrez. Da, 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 e făcut de ăla, da, a făcut și euforia, nu mă știu cum îl cheamă, Lex, căcat, nu mai știu. Mă rog. Apropo de Mamaia, unde pot să-l văd? Stai frate, stai, let me google it for you. Unde pot să văd serialul The Weekend? Ia să vedem dacă găsim. Cred căutăm așa pe Google. Ia uite, nici nu trebuie să dai click. Îl pregătește pentru HBO. Ia uite ce simplu a fost.